Ba avem, jur. Dul vai Zeus, apoi frumosule Băsexus, n-aș vrea să fiu în pielea ta, mă. Eu pentru pensia aia mea, de tot că tu fac borche de om, mă. Lansați! Cât o-i fi eu de perfect, de țepele poporului nu scapă nimeni. Bob, eu am șters-o, îi cucerim altă dată. Ce cu? Vin și eu, nu mă lăsați cu sparții ăștia. Aoleu, aoleu! Tericidas, ai fost bun, dar fără supărare, știi că ideea asta cu pensiile a fost a mea, nu? Să mă trăsnească Zeus, dacă nu. Mă retrag, să n-am parte de euforia TV dacă nu mă retrag. Nici Zeus nu mă ajută în politica asta împuțită. Ana și Gina fac curat pe holul Parlamentului, dar tot eu sunt ăla care transpiră. Tot eu duc greul familiei. Doamne, ajută-mă să iau eu milioanele de euro. Ia, doamne, nu l-a ascultat pe mamnelu, că-i să răntoghe când să știe. Dă-mi mie milioanele că-s pensionară și n-am cu ce cumpăra o berulă. Ia, ce sete mi Băi, dede, dacă vreți să știți, eu o să câștig. Îmi trag o vilă cool, prieten fotbalist și nici nu vă primez la mine piscină, frate. Bună ziua, stimați telespectatori, ne aflăm în fața unei agenții Lotto, unde milioane, aproape sute de oameni visează să prindă potul cel mare la 6 din 49. O să vorbesc cu câțiva jucători pentru a afla gândurile lor. Iată o doamnă în vârstă care se îndreaptă spre agenția Lotto. Bună ziua, ce veți face cu banii în cazul în care veți fi fericita câștigătoare? Tulva! Tulva, mă, Cătăline! Ce bani mai ești în realitate, mă! Eu, dar câte n-aș face eu? Na, mai întâi, norma, îmi iei o berulă, după aia mai e una și cu ce rămâne, fac un cămin în care să șed cu ai mai bani bărbați pe care i-am iubit eu în viața mea. Dar n-am avut parte de ei. Tu, eu, când au luc. Mărgelatule, ai uitat de mine! Mă, Matilda, mă, tu ești, mă, fată. Mă, dar ce frumoasă și tânără ești, mă. Arăți mai bine ca muncă, mă. Bate-te în norocul, te bate de ciocoflender, mă. Dă-mi un sărut, mă, mărgelatule, mă. Amu până nu mor. Mă, ciocoflender, mă, mă, te sărut, nu te vezi, mă. Mă, măcar fac și o faptă bună la o babă proastă. Ue, Florine, Florine, mai vreau, mă. Ioi, ce bine mă simt să spar că zbori. Ioi, ime că zbori, mă. Ioi, că-s ușoră ca fulgiu. Ioi, ori am murit, ori m-am îndrăgostit. Săiți, revoluție, se trage! Sergiu, filmezi? Să rămână pentru posteritate. Niciodată nu mi-a fost frică de legionari și nici de teroriști. Păi, stuiatule, spune-i Matilde că am iubit-o. Dacă o vezi, dă-i banii ăștia. Măi, animalelor, tovarăși, ce ne facem? Am rămas fără regizorul revoluției. Ce-s blând, mă, ciocoflendere, mă? Mă, vă sărut pe toți, mă, bărbuților, mă. Mă, păi să vă spun eu, mă, nu suntem la revoluție aici, mă. Sunteți la căminul meu de lux, câștigat la lotul. Doamne, ce bine vă simțesc! Florine, măi, mai țucă-mă odată, mă, să mă amețăși, măi, ca după 10 pastele de extazi, măi. Plutesc, plutesc. Băi, băgați niște haos, mă, băieți, măi. Dați-mi ceva să trag pe nas. Iai, ce bine mă simțesc, zbori, nu alta. Vă e rău, doamnă? Senzațional, stimați telespectatori, coada de la Loteria Națională face victime. Unei bătrâne i s-a făcut rău, e pe punctul de a leșina, numai în direct la televiziunea... Nu-l mai, mă, ciocoflendere, mă! Se dezinformez publicul, mă, nu-mi-i rău, mă! E prea bine cear, mă! Oh, mânca larva, mă, de mărgelat!
Ah, ce păcat. Mă rog, să trecem la alt jucător. Iată, avem și o reprezentantă a tinerei generații. Ce vei face cu banii, domnișoară? Păi, dede, păi, eu mi-aș trage o spital pentru cei de ajutorați, frate. Emoționant. Iată că tânăra generație se gândește la binele comun. Băi, dede, ce mai fac pacienții mei fruboși? O să se facă bine, Iri. Își va reveni total? Băi, dede, stai liniștită. Nu-i vreun tromboembolism pulmonar însoțit de dispnee intensă și nici vreun moluscum contagiosum. E o simplă operație estetică. Hai să vedem ce a ieșit. Domnule Columbeanu, ridicați-vă, vă rog. Vai, Iri, ce bine arăți acum! Ai picioare mai lungi ca ale mele. Domnul Columbeanu, vă place cum au ieșit picioarele? Nu-s prea lungi? Aveți 1,20 m? Ce ziceți? Mișto.